La ea și-a debutat cel mai mare și așteptat pelerinaj din România, cel închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest an, organizatorii se așteaptă la prezența peste 350.000 de credincioși din toate colțurile țării, care vor veni să se roage și să aducă prin os de mulțumire Cuvioasei. A început sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta este pusă sub semnul Harului Vindecător, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să ne izbăvească de suferință, de păcat și de moarte. A fost un început frumos, cu multă tihnă, sigur și cu o emulație care se creează în rândul credincioșilor în momentul în care racla cu Sfintele Moaște se pune în mișcare, cu emoție firească. Este multă pace, nădăjduim să fie un pelerinaj cu multă pace și care, prin rugăciunile celor care vor veni aici, să contribuie măcar puțin la pacea lumii, pentru care atât de mult ne rugăm în Sfintele Slujbe și de care atât de mult avem nevoie în zilele noastre. Cu un moment plin de emoție și rugăciune, racla Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Metropolitană și așezată pe baldachinul special amenajat în curtea catedralei, unde credincioșii s-au așezat la rând. Acest bărbat, însoțit de familie și prieteni, mărturisește că vine de 20 de ani în pelerinaj la Sfânta Parascheva, tocmai din București. Nu e prima dată, venim de vreo 20 ceva de ani încoace, stăm... Venim noaptea și ne așezăm la coadă ca să fim primii. Cum vedeți că altfel nu puteam să rezistăm, ne pregătim acum să plecăm înapoi acasă. Ieri după masă, pe la ora 3 și jumătate, că am avut o cunoștință care a venit și ne-a ținut și nouă rând. De ce vă doriți? Sănătate. Care... Sănătate ne dorim pentru toți, pentru prieteni, pentru noi. Iar ăsta e un ceremonial așa la care am venit cu drag de... cum se spune, vreo 20 ceva de ani de zile. Sute de autocare pline cu credincioși au sosit în toate colțurile României. Tocmai de la Buzău ați venit? De ce? De departe așa, nu-i departe. De când stați? De seara de la 1. Și nu stați obosită? Nu. Nu. Pentru cine vă rugați? Un nepoțelor. Am 13 ani de zile de când vin la Sfânta. 13 ani? Da. Cum de ați venit? Veneam în acei lanți ani în alte zile, adică în ziua de Sfânta sau așa, dar am vreo câțiva ani de când vin și când o scoate cel mai frumos, acum dimineața, când o scoate pe Sfânta afară și când ea, unii spun că are cele mai mari puteri acum, prima dată, când o scoate afară și când bate cloptele, luminează mintea, tot ce ți-ai pus în gând, atunci mi se rezolvă. Printre cei veniți la pelerinaj se numără și o mamă care a venit alături de miracolul pe care Sfânta i l-a oferit, fiica ei. Veniți în fiecare an? Da. Sănătate pentru că ne-a adus-o pe ea. A fost o minune a Sfintei? Da. Mult așteptată. Cât v-ați rugat pentru ea? Vreo 2 ani. Da. Și pentru asta ai venit și mulțumiți în fiecare an de atunci? Exact, da. Pentru că ne-a adus-o pe ea și... ne umple sufletul. De 10 seara. La 10 seara? Și nu ți-i somn? Mergi la Valea Corp? Nu. Nu? Nu. După ce termini aici, te duci, te culci? Nu. Nu? Nu. Te-ai rugat la Sfânta Parascheva? Pentru ce te-ai rugat? Pentru mami și pentru toți. Această perioadă este aglomerată și pentru cei care se ocupă cu ordinea și disciplina zilelor de pelerinaj. Într-adevăr, am mai trecut un an, ne revedem din nou, așa cum... De fapt, știți, ne-am pregătit așteptând pelerinii de la voluntari și ceilalți care s-au așezat la rând. După cum ați văzut, am debutat în liniște în aceste vremuri destul de agitate. Sperăm să fie un pelerinaj cu aducători de bine pentru toți și cu reușită și pentru noi și pentru dumneavoastră, cu reflectări a tot ceea ce se întâmplă aici la Iași. Evenimentul este o mărturie a credinței profunde și a tradiției care leagă mii de oameni în rugăciune la racla celei cunoscute drept Ocrotitoarea Moldovei și a tuturor celor care cer cu smerenie ajutorul ei.